Blocul X2 din cartierul Arădean Aurel Vlaicu a fost înscris în 2020 în programul de reabilitare a locuințelor pe fonduri europene. Primăria suportă jumătate din cheltuieli, restul banilor venind de la Uniunea Europeană. Din banii puși de primărie, doar 25% ar trebui achitați de locatari. Numai că ceea ce suna bine în acte, în realitate, lasă de dorit. Muncitorii au venit, au ridicat schelele și s-au apucat de treabă. Dezastru, mizerie, ați văzut și afară cum e și în spate aici. Ce să mai zicem, asta e. De cât timp sunteți în șantier? De 3 ani. Cum se pare toată? Frumos, toată lumea care vine să uită. Și râd, râd de noi, râd. Cei care vor să fac o vizită în apartament pot intra și la mine și la altul care suntem pe partea asta aici. Programul de anvelopare presupune nu doar izolația termică exterioară, ci și schimbarea ferestrelor. Măsurătorile au fost făcute însă greșit, iar ramele au venit prea mari. Doar la bucătărie și la baie, că atât li s-a potrivit. Am zis nu, le-am măsurat pe care le-au avut, erau cu 15-20 de centimetri mai mari decât mi se trebuie. Era mie măsura la geam. Am pus, pe exemplu, bandă scotch, fiindcă aici este o fantă, care nu ar trebui să fie o acoperire acolo ca să nu intre aerul și să nu intre apa, așa și mai departe. Deschiderea, după cum observați, e invers. Ar trebui să fie pe partea peretelui, nu către aragaz, gen, să dau foc la aragaz. În scurt timp, locuințele oamenilor au început să aibă de suferit. La etajele superioare plouă în casă, iar instalația electrică s-a distrus. Jale cu jumare, bătaie de joc. Deci mucegai, igrasie, pică toată tencuia la lavabilul, tavanul, îți pică în cap, aplica o picat, s-o trezit cu ea pe jos. Sunt firme agreate de... De primărie. Pentru că nu se poate să dai 4 blocuri de reabilitare la o firmă care are numai 13 sau 15 oameni. Nu se poate. Și dacă tu, ca primărie, dai bani, să nu mai vorbesc de Uniune, că nu a venit nimeni să vadă, dacă tu, ca primărie, dai bani, atunci vino și verifică lucrarea. Primăria a zis că a decontat 70% din lucrare. Acum spunem sincer, pe ce o decontat? Am făcut o adresă primată către Uniunea Europeană, de unde am primit o adresă, adresele de mail de la Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice. Am făcut acolo o sesizare, o petiție, dânșii au redirecționat petiția către Inspectoratul de Stat în Construcții. Inspectoratul de Stat în Construcții, anul trecut, în 18 august, mi-au trimis răspuns la petiția mea, prin care mi s-a comunicat în felul următor. Toate lucrările decurg corect. S-a uitat doar un picurător la partea de sus a geamului, care se poate pune ulterior. Lucrările sunt în grafic, culmea. Primăria ar trebui să treacă rapid la remedierea acestor defecțiuni, să nu provoace mai mari pagube proprietarilor în apartamentele individuale. Pentru că la momentul ăsta, în acest bloc, ar trebui să se facă o evaluare a acestor lucrări, pentru că sunt foarte multe apartamente afectate. Firma constructoare a lucrat în salturi, iar de câteva luni nu a mai dat niciun semn de viață. Să vadă comentarii. Când e finalizată lucrarea, să văd și eu ce comentarii o să fie. Păi dumneavoastră n-ați mai fost acolo de luni bune, deci lucrarea e abandonată. Nu e abandonată, că mai am și alte șantiere la blocuri care nu pot să le lucru toate 4 într-o săptămână, două. Dar de ce ați luat atât de multe, dacă nu puteți să faceți față? Păi 4 blocuri au fost într-un lot care s-au licitat. Avem de-a face cu un constructor care nu reușește să se mobilizeze, cu toate că folosim toate mijloacele să-l constrângem să finalizeze aceste lucrări și mai ales în condițiile și în parametrii contractați. Pentru întârzierile înregistrate i-au fost aplicate penalități de întârziere și vom continua să-i aplicăm aceste penalități până când va finaliza lucrarea la blocul X2. Costul total al lucrărilor de anvelopare la bloc se ridică la 900.000 de lei. Primăria Arad a obținut fonduri pentru reabilitarea termică a blocurilor în valoare de peste 12.700.000 de lei, din care jumătate provin din bani europeni.